Englezii au pus ochii pe Amazon și vor să lase compania fără bani. Sunt supărați pentru că magazinul online i-a păcălit cu oferte inexistente. Amazon ar putea fi obligată să plătească despăgubiri de aproape un miliard de euro dacă pierde un proces colectiv pe care îl pregătesc englezii. Oamenii și-au dat seama că produsele din Buy Box, care sunt prezentate ca reduceri personalizate, sunt mai scumpe decât cele vândute de alte magazine de pe platformă. Conform vânzătorilor de pe platformă, Amazon nu respectă legile concurenței din Anglia atunci când pun doar produsele lor în buy box. Tamara se pare că a venit Black Friday mai devreme în Marea Britanie și au început să fie păcăliți mai devreme, dar hai să mergem la Mădălin să-l întrebăm dacă și la noi se practică genul ăsta de strategie economică, să-i spunem, și cum ne ferim de ea. Normal, normal că și ai noștri s-au inspirat un pic așa din. din afară. Um... Putem să ne ferim de ele, putem, dar înainte să, să vă spun cum ajungem să ne, ferim, să ne ferim de ele, vreau să vă spun că la noi nu, nu vin așa cu oferte din asta de buy box, te bagă într-un program special să spună, hei, uite ce produs special am personalizat eu pentru tine. De obicei folosesc tactica aia de a umfla prețurile un pic, să pare că a fost mai scump S -s -s. și apoi coborăm cu ele când vine oferta uh -huh. și luăm tot aceiași bani. Dacă ți-ai luat un pic din timp să mergi să cauți același produs pe alt site, s-ar putea să ai o surpriză să vezi orică e mai ieftin decât oferta actuală, orică e la același preț. Au fost foarte multe scandaluri în ultimii ani, se întâmplau chestiile astea fix înainte de, de Black Friday, urcau prețurile cu câteva luni înainte de Black Friday ca să pară că reducerile sunt colosale în ziua cu pricina. Da, nu erau chiar așa. Putem să ne ferim de treaba asta mult mai ușor decât v-ați gândi. Uh, inițial probabil te-ai gândit că trebuie să te apuci să iei toate site-urile la rând, să stai, să vezi cam care sunt prețurile peste tot. Uh, dacă vrei neapărat să cumperi ceva, să stai tu cu vreo două, trei luni înainte de Black Friday să-ți verifici prețul, să vezi a scăzut, a crescut. Dar s-au gândit deja niște băieți la chestia asta și au făcut uh, cu ajutorul, să-i spunem, un fel de inteligență artificială. Sunt de fapt uh, buția de care se ferește Elon Musk acum pe, pe Twitter. Uh, cu ajutorul lor, ei uh, pot să găsească prețurile de pe mai multe site-uri din România și ți le dau într-o listă așa comparată frumos și vezi exact unde e mai ieftin, unde e mai scump, în care e treaba și au, există și site-uri care îți compară prețurile din ultimele luni la un singur produs, ca să știi exact unde mergi în momentul în care vrei să cumperi, știi exact ce cumperi, știi exact care e prețul și ești mai greu de păcălit. Cred că ar fi cazul să nu ne mai lăsăm, să nu ne mai lăsăm păcăliți de chestiile astea. Și ce cred eu e că companiile astea când te păcălesc cu prețurile, se bazează și pe faptul că nu așa ca oamenii în general suntem comozi, știi? Nu vrem să dăm cu un clic mai mult. Într-adevăr, Mădălin, Mădălin, tu ne-ai salvat pe noi, o că ne-ai ne informația. <laughs> și pe mine. <laughs>